Mântuirea strigă către Domnul. De povara păsa strigă către Domnul. Strigă către Domnul orice ce te apasă. Strigă către Domnul că ce nu te lasă. Pentru a veni și a sluji dimineața aceasta.
Ne stăm în față un timp de rugăciune, am vrea cu toții să ne închinăm lui Dumnezeu și cred că fiecare avem ce spune lui Dumnezeu prin rugăciune. Cred că fiecare avem o problemă sau poate vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiții Domnului, am vrea să ne ridicăm în picioare, să cerem rugăciune. În urmă o să citesc câteva cuvinte și ne plecăm pe genunchi și ne rugăm. Doamne Tată, venim și ne închinăm. De aș avea eu limbi o mie și mine buze să și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și noiata mă mângâie. Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de tăpestiri. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și vă locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. Amin. Stăci pe frații și sora Gianina, frații din Bărbata din urmă comentare și următoare invităm în față pentru următoarea rugăciune să ne mătureze fratele Toadre Danciu. Amin. Să vă mulțumim.
Așa desea ca pe cale. Adevărați închinători s-au închinat Tatălui în duh și în adevăr. Frate și soră, cuvântul lui Dumnezeu ne trage atenția. Când intri în casa Domnului, nu fă alte lucruri. Când e rugăciune, nu te ocupa cu alte lucruri. Rogă-te Domnului, mărit să fie Domnul. Că dacă ne ocupăm cu alte lucruri, dacă ne rugăm, ne rugăm toți împreună, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aici cuvântul Domnului zice, Eclesiastul, păzesc piciorul, eu și tu, ești înaintea lui Dumnezeu și dacă ești înaintea lui Dumnezeu, nu ești înaintea oamenilor, ești înaintea lui Dumnezeu, acela care a făcut cerurile și pământul, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să puie El în inima noastră frica adevărată de numele Lui. Și ori de câte ori venim în locul acesta, și nu numai aici, și pe cărare, și pe drum, pe unde ne ducem, noi trebuie să știm, suntem înaintea Domnului și am făcut un legământ cu Dumnezeu și trebuie să-i dăm cinste, frați și surori. Trebuie să-i dăm cinste, să ne smerim, să lăsăm toate ocupațiile noastre. Când ne închinăm lui Dumnezeu, ne închinăm în duș și în adevăr, așa cum a zis Domnul Iisus către samaritean, că unii se închina pe munte, alții în Ierusalim, dar Domnul Iisus a zis un cuvânt, vine vremea și-o și sosit, atunci o sosit vremea când adevărați închinători nu s-or închina nici pe munte, nici în Ierusalim, ci s-or închina în duș și în adevăr. Că Dumnezeu îi duce și cine se închină Lui, trebuie să se închine în duș și în adevăr. De aceea zic Dumnezeu să ne facă să înțelegem, suntem înaintea Domnului. Suntem înaintea Domnului și trebuie să lăsăm toate ocupațiile noastre, să ne închinăm lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, că zice cuvântul Domnului așa, păzesc piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți cuvântul decât să faci altceva, să duci jertfa nebunului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute. Citesc cu ajutorul Domnului din Psalmul 106, câteva versete și eu zic așa, frați și surori, merim înaintea Domnului, merim înaintea Domnului și stăm ca înaintea Domnului, nu ca înaintea oamenilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă rog să vă ridicați pe picioare, citesc din Psalmul 106, de la versetul 1. Lăudați pe Domnul
Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci, mărit să fie Domnul. Amin. Dar știi pentru cine ține îndurarea Lui? Pentru cei ce se tem de El, Dumnezeu să ne binecuvintează. Cine va putea spune ispravile măreț ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi trebuie să înfăptuim dreptatea în orice vreme, nu numai când suntem aici. Aici suntem așa pocăiți, nu avem treabă, dar pocăința noastră se vede pe cale, cum facem, ce facem, ce gândim, ce vorbim. Noi trebuie să fim niște oameni de aceea care trebuie să știm că în ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Merim înaintea Domnului și în rugăciunea aceasta eu aș zice așa, avem familie, avem copii, ne rugăm pentru familiile noastre ca Dumnezeu să se întindă mâna în casa noastră, în familia noastră și El să lasă pace, frate și surori, că nu-i pace, nu-i pace. Noi dăm pace din gură, dar în inimă e cam puțină pace. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Merim înaintea Domnului și așa cum am zis, ne rugăm Domnului. Amin. Așa este, fraților, de multe ori venim la biserică, venim la turul, mintea noastră este în altă parte, uităm să ne deconectăm de la grijurile pe care le avem în fiecare zi, să ne ajute Dumnezeu, măcar atunci când ne rugăm, atunci când venim și ne plecăm genunchii, să uităm tot, să nu ne mai stea capul, să nu ne mai îngrijorăm în putare și cu tare lucru. În continuare, slujbei frații de la Bihor vor vorbea de la profundare. În urmă, vom asculta un îndemn din fratele Păturea Cuniș. Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Ne bucurăm ca în dimineața aceasta să fim cu dumneavoastră la închinare, dar cel mai important este să fie Duhul Sfânt prezent în adunare. Amin! Amin. Încă de la început vreau să mulțumesc fraților care ne-au invitat. N-am mai fost în zona aceasta niciodată, aici în Borșa sau Moisei, repede, în zona pe lângă, am mai fost, dar îi mulțumim Domnului că Domnul mai are frați și pe aici. Slăviți să fie El. Mulțumesc familiei Ivașcu, care suntem buni prieteni și încă mai avem pe aici. Domnul să fie slăvit. Ne cunoaștem mai de mult, a fost pe la noi de câteva ori. Domnul să fie slăvit. Amin. De dimineață când m-am trezit, mă gândeam, când am văzut că plouă la dumneavoastră, ce cântare să cânt și așa Domnul mi-a pus pe inimă să cânt o cântare care e cunoscută. Mi-e place să cânt cântări care sunt cunoscute, să cânte cu toată biserica, amin? Amin. Și cântarea spune așa de frumos, după ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. Să dea Domnul ca în dimineața aceasta, soarele neprihănirii, să fie în locul acesta. Amin. Haideți să cântăm împreună, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Rema, mai bună! Dumnezeu de sus cu viață, El e bine cuvintează.
celor ce se cred în El. Cine se crede în Domnul are viața mare frumoasă, căci lumina lui pătrunde și o luminează toate. Dumnezeu de sus pe viață, El ne vine curățează sufletele al celor ce se cred în El. Suntem adunați în locul acesta, o lucrat Dumnezeu în așa fel, ca în dimineața aceasta să fim adunați din mai multe județe a țării. Lăudați să fie Dumnezeu. Amin. Dar vedem că și în jurul tronului de mărire a celui ce trece veșnic, uitați ce-a văzut Ioan, Apocalipsa lui Ioan, capitolul 7, versetul 9, deși unii oameni caută să distanțeze de naționale, de unii de alții, dar aici vedem că în fața tronului Dumnezeu arată în felul următor. După ce m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie
și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Amin. Dumnezeu să ne ajute! Hainele albe arată în capitolul 19 că faptele de neprienire a Sfinților. Dumnezeu să aibă milă de noi ca să avem această costumație, ca să avem parte cu gloata cea mare care a văzut-o Ioan. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ridicați pe picioare, vreau să citesc câteva versete în Evanghelia după Luca, din capitolul 18, de la versetul 9, unde arată Domnul Iisus pilda vameșului și a fariseului. Zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însuși că sunt neprihăniți și disprețeau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvat sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să o poti neprienit decât celălalt. Că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Amin. Mergem cu toți și ne vom închina înaintea Domnului Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. În timp ce ne-am rugat, Domnul mi-a pus pe inimă să cânt o cântare care spune așa de frumos: dacă ești cuprins de îngrijorare, inima ți-e plină de întristare, amare lacrima e grea povara ta, pe drum tu plângi mereu, te știe Dumnezeu. Adică ai venit în locul acesta întristat, supărat. Și când vei pleca din locul acesta, te pleci plin de bucurie. Amin? Rugați-vă pentru noi ca Domnul să ne dea putere. Și noi suntem foarte slabi înaintea Domnului, că suntem oameni. Dar cel care ne dă puterea este Domnul. Amin. Ori de câte ori se ridică cineva în numele Domnului, Domnul să dea putere. Amin? Amin. Haideți să gândim. Dacă ești cuprins de îngrijorare, inima ți-e plină de întristare, amară lacrima e grea povara ta, pe drum tu plângi mereu, te știe Dumnezeu. Noi nimeni ca să-ți ia din piept durerea ta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Noi nimeni ca să-ți ia din piept durerea ta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Și inima ți-o frângi,
ascultă, dragul meu, există Dumnezeu. Povara se va lua, Iisus te va ierta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Să-L chem tu pe Iisus, El își va fi de ajuns, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Vino acum cu viața ta mare, vino acum cu viața ta amară, vino la Iisus cu a ta povară. Un har nemărginit e Domnul meu iubit și crede, dragul meu, te iartă Dumnezeu. Povara se va lua, Iisus te va ierta, doar Iisus, doar Iisus. Povara se va lua, Iisus te va ierta, doar Iisus, doar Iisus. Domnul e aici, căci i-am simțit fiorul. Domnul e aici, o simte tot poporul. De la doi suflete, la său cuvânt, e prezent Iisus prin Duhul Sfânt. Să cred, Duhul Său cuvânt, e prezent Iisus prin Duhul Sfânt. Osana, cânt adunarea! Osana, cânt adunarea, Osana, să răspune stare, Osana, orice har de sus, e de pe la boșa, acum Iisus.
voi câteva gânduri în Scriptură. În urmă o să mergem cu toții în ultima plecare să ne închinăm Domnului. V-ați gândit vreodată ce lipsește lui Dumnezeu? Am găsit descris pe paginile Sfintei Scripturi, căci acolo străzile sunt de aur. De aici înțeleg că Dumnezeu nu duce lipsă de aur. Iubiții Domnului, poate mulți dintre noi, chiar dacă avem tot ce ne trebuie, dar totuși ducem lipsă de ceva. Ne lipsește ceva. Poate la mulți dintre noi nu ne lipsesc banii, dar nu avem sănătate. Poate nu suntem împliniți. Dar în dimineața aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu are nevoie de ceva. Își dorește ceva. Și am găsit scris în Proverbe, în capitolul 23, cu versetul 26, și spune așa: Fiule, dă-mi inima ta. Iubiți Domnul, să-și dorească Dumnezeu așa de mult inima noastră. Ne-o cere și nu ne obligă. Aș vrea ca în dimineața aceasta fiecare dintre noi vă îndemn, dacă nu v-ați predat inima lui Dumnezeu, cu toată încrederea, vă spun, faceți lucrul acesta. Se merită, iubiți Domnul. Și mai în continuare, Cuvântul lui Dumnezeu spune: și găsească plăcere ochii tăi în trăirea mele. Acum mă uitam în biserici, mă uitam în poporul lui Dumnezeu și am găsit două categorii de oameni. Prima categorie îl urmează pe Dumnezeu din frică. Au auzit de Dumnezeu, li s-a descoperit Dumnezeu și atunci ei nu mai au încotro. Trebuie să-L urmez pe Dumnezeu. Trebuie să urmez calea Lui, altfel sunt pierdut. Și un om care a fost robit de anumite patimi, cu toate că a fost robit, lui i-au plăcut acele patimi și s-a simțit bine acolo, cu regret vine, zice: măi, mie mi-a fost drag să beau, să merg la chefuri, să fac cu tare și cu tare lucruri, dar pentru că mi-e frică de Dumnezeu, mă duc și mă pocăiesc. Îl urmez pe Dumnezeu, că nu am ce să fac. Dar mai găsim încă o categorie de oameni care, știi ce spun? Cum spunea psalmistul: cum să cântăm noi cântările Domnului pentru un străin? Așa de mult iubeau pe Dumnezeu acei oameni. Așa de îndrăgostiți erau de Cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, încât nu puteau nici să cânte cântările Sionului pe un pământ străin. Iubiții Domnului, să-L urmăm pe Dumnezeu din dragoste, să-L iubim că se merită, și e un har și o binecuvântare să-L poți să-L iubești așa de mult pe Dumnezeu. Orice patim, orice păcat, orice plăcere, să fie o nimica toată pe lângă ceea ce ne oferă Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, aș vrea să ne ridicăm pe picioare și în ultima plecare să dau câteva versete. Tot dintr-un psalm. În urmă ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnul să ne ajute Dumnezeu să-L urmăm din dragoste. Amin. Pentru că, cum spuneam, e un har și o binecuvântare. Psalmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele, ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog. Doamne, auzi în glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept, căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Ce rău nu poate locui lângă Tine, nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Amin. 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 E Domnul meu, mare. Mare e Domnul.
am început cu rugăciune și vrem să terminăm acest timp tot cu rugăciune. Cu toți împreună o să postim rugăciunea domnească Tatăl nostru. În urmă, sora Janina o să laude și ea pe Domnul cu o cântare. Amin. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Însă parcă ți-a fost numai un sărut pe cruce. Numai zâmbet și lumină vreau să-ți fiu mereu. Mâna sfântă ce alină, numai dragoste senină, imn în pacea Ta divină, Doamne, să-ți fii mier. Am dorit să-ți fiu un zâmbet într-un ceas de jale, însă parcă ți-am fost numai plâng și dor pe cale. Numai zâmbet și lumină vreau să-ți fiu mereu. Mâna sfântă ce alină, numai dragoste senină, imn în pacea Ta divină, Doamne, să-ți fiu mereu. Să vorbească Dumnezeu prin gura fraților și care
cântă și care recită poezii și cei care vor veni și vor predica din Cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, în continuare slujbei, frații de la ora de vor roda pe Domnul cu un grupaj de două cântări. În timpul cântării, fratele Grigore Coman îl invit în față să vină să deschidă și să ceară binecuvântarea peste acest timp de la analizare. Amin. Și Domnul! Amin! Haideți să mai cântăm, chiar dacă la timpul de rugăciune ne-am rugat Domnul să asculte rugăciunile noastre. Amin? Amin! În continuare, Domnul să dea biruință celor care vor cânta, cum spunea și fratele, celor care vor vesti Evanghelia și Duhul Sfânt să fie prezent. Amin! În fie noi ești bunătatea ta, îndurarea ta. Depinde de tine. Dacă nu era Domnul de partea noastră, nu eram în locul acesta. Dar pentru că Domnul este cu noi și va fi cu noi, El ne va păzi de orice rău, mărit să fie numele Domnului. Haideți să cântăm împreună această cântare, mi major. Tot ce am
zic în cer. Te vei primi, toată biserica, e bine tine, Domnul meu. Sunt în lume bogătii, dar nu-ți ca slava sa. Haideți să cântăm împreună. Thank you.
Iisus ca Mesia. Mai sunt în lume convenții, dar noi ca slava sa. Mai sunt în lume mamă comor, dar Iisus ca Mesia. Aici este locul unde Dumnezeu stă de vorbă cu noi. Aleluia! Dumnezeu stă de vorbă cu fiecare dintre noi. Indiferent că suntem mai tineri sau mai bătrâni, stă de vorbă și cu copii. Odată Dumnezeu stă de vorbă cu Samuel, era un copil și auzea vocea Domnului și nu știa. A mers la proroc și a întrebat, m-a chemat nou. Și spune prorocul în felul următor, când vei mai auzi vocea aceasta să spui, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Suntem aici în prezența Domnului și Dumnezeu stă de vorbă cu noi, dar depinde de noi dacă ascultăm. Domnul să ne ajute să ascultăm. Dacă vrem să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu, de cântare, de poezie, trebuie să ascultăm și să spunem și să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să auzim vocea Ta, amin. Dar dă-ne putere să și ascultăm de Tine, amin. Mărit să fie numele Lui. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea în ziua de astăzi, amin. Să binecuvinteze Dumnezeu pe toți care suntem aici, amin. În mare har să fii în prezența lui Dumnezeu, amin. În mare har să stai înaintea Lui și să te bucuri împreună cu El. E o zi deosebită pe care Dumnezeu a mai adăugat-o la viața noastră și pentru aceasta merită să-i mulțumim. E o zi deosebită pentru că aici te întâlnești cu Domnul. E o zi deosebită pentru că aici ne-a găsit Dumnezeu și stă de vorbă cu noi. Și stă de vorbă Dumnezeu cu fiecare. Și mai mult ca atât spune cuvântul Domnului că El stă de vorbă și cu cine? Cu aia pierdută. Dacă în lumea aceasta suntem pierduți, aici este locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu și El ne găsește, slăvit să fie numele Lui. Asta a făcut Domnul Iisus. Asta a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus. A venit în lumea aceasta. Știți pentru cine? Pentru cei păcătoși. Pentru cei pierduți. Și ne-a găsit Domnul. Și datorită Lui suntem astăzi aici, pentru că ne-a găsit și ne-a dus în prezența Lui, să ne bucurăm în dimineața aceasta, să ne punem toată nădejdea în El, mărit să fie numele Lui. Căci spune cuvântul lui Dumnezeu, căci nădejdea care ne-o punem în El nu este o nădejde înșelătoare. Nădejdea aceasta ne-a dus împreună să fim în dimineața aceasta aici, fiindcă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată, știți, unde? Haide. În inimile noastre, prin ce? Prin Duhul Sfânt, mărit să fie numele Lui. Și mă rog în dimineața aceasta, Dumnezeu, să toarne noi, aleluia, Duhul Său, să ne putem bucura de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Voi vreți să ne ridicăm în picioare și avea de nou să cer ajutorul Domnului, să ne rugăm împreună în această zi, să-i mulțumim de lui Dumnezeu, să cerem în continuare binecuvântarea Lui, să cerem prezența Lui, să cerem Duhul Său cel Sfânt și să rugăm ca în ziua de astăzi Domnul să întărească cu putere pe cei care vor vorbi, să ne îmbrace Domnul cu Duhul Său cel Sfânt și să deschidă inimile noastre. Depinde de noi, de multe ori poate să vestește cuvântul lui Dumnezeu, dar noi nu suntem aici, suntem aici doar cu trupurile, dar ne gândim în altă parte să fim prezenți aici cu inimile și Domnul să lucreze. Amin. Amin. Tatăl nostru din ceruri, Sfântul meu, pocorașul meu, trezește-te, pocorașul meu.
fața Domnului. Domnul ți-a dat Domnul. Vom citi din 1 Samuel, capitolul 6, începând la versetul 20. Cei care aveți Bibliile vom deschide la pagina 296. 1 Samuel, capitolul 6, începând de la versetul 20. Oamenii din Bet-Shemeș au zis: cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se depărtează de la noi? Au trimis soli la locuitorii din Kiriat Iarim ca să le spună: filistenii au adus înapoi chivotul Domnului. Coborâți-vă și suiți-l la voi. Continuăm cu capitolul 7. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndepărtați-vă inima, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copilul Israel la Mițpa. Amin. Amin. Vrei să te faci sănătos? Te îmbreabați, Hristos! Lasă în drum păcatul tău, lumea și cu tot ce-i rău. Las creștine pofta rea, nu rupe nimenea. Ca să ajungi la voliman, tu iubește-l pe dușman. Dă-i din hrana ta mereu, ia model pe Dumnezeu. El dă ploi pe munți și văi, pentru buni și pentru răi. Vrei să te faci sănătos? Vino suflet la Hristos. Amin. Nu-ți mai pierde vremea în zadar, vremea ta de crez și har. Mulți te vor descuraja, chiar cei din casa ta, însă Duhul cel Divin te va motiva din plin. Deci, ridică-te de jos, că-și te cheamă blând Hristos. Ca să-ți umpli un gol imens, vieții tale să-i dea sens. 10 de ani ai stat bolnav, într-un mod atât de grav. N-ai vorbit cu Dumnezeu, te-a condus doar propriul eu. Fălos, mândru și bigot, și-ai crezut că aceasta-i tot. Dar Iisus cel plin de har nu te strigă în zadar. Adevărul lui măreț, cuvântul vieții, n-are preț. Nu lăsa să aștepte drum, tu acceptă-l chiar acum. El îți dă puteri să vii, însă tu să nu întârzi. Astăzi poți a-l întâlni, mâine nu știi ce va fi. Vindecarea lui e în rai, inima de-i o predai, ca să-ți fie în toate domn, peste muncă, peste somn. Dacă nu vii la Hristos și rămâi necredincios, când El te va judeca, ce vei spune în fața sa? Cu ce scuze te prezinți? Crezi că vei putea să-L minți?
că Iisus e blândul miel și-l îndupleci în vreun fel? Domnul-i miel, dar e și leu, e Fiul lui Dumnezeu. El e dragoste în toate, dar tot El e și dreptate. Peste morți și peste vii, și aici și în veșnicii. Amin. Vrei să te faci sănătos? Vino astăzi la Hristos. Amin. Amin. Mângâiere.
De dimineață s-a citit psalmul 23 și îmi place foarte mult acest psalm care spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Nimic înseamnă și binecuvântări și încercări. Probabil mulți se gândesc că la nimic înseamnă doar binecuvântări, dar și încercări. Aș vrea să mărturisesc cum Domnul lucrează și în vremea aceasta. În 28 aprilie 2021 am fost trecut printr-o încercare foarte mare. Încă de la început vreau să vă spun, sunt căsătorit, am 4 copii, 3 fecior și o fetiță, sunt frumos, seamănă toți cu mine, credeți să fie Domnul. În 28 aprilie eram la Arabia să rezolv ceva probleme și venind spre casă, m-am oprit să cumpăr, de obicei când vin acasă, cumpăr ceva copiilor, că tot timpul mă întreabă ce ai adus. Ce ai adus și dacă aduc o bomboană, îți mulțumiți. M-am oprit la un magazin, am cumpărat ceva pentru copii, am ajuns acasă. Ca niciodată, când am ajuns în living, o văd pe soția mea că plânge. Foarte tare. M-am speriat. Ea era însărcinată atunci cu cea de-a patra binecuvântare, cu fetița. Avea termenul să nască după Paști. Și m-am speriat. Probabil ceva probleme cu sarcina. Nu știam ce s-a întâmplat. Urla, plângea, nu mai știa. Și am zis, ce s-a întâmplat, Magda? Al doilea copil, Lucas, s-a lovit la un ochi și n-am mai văzut cu el. Când am văzut că plângea și băiatul, l-am luat în brate, primul lucru care a făcut, m-am rugat. Vă dați seama, o rugăciune scurtă. La ochiul stâng vedeam că nu mai vede nimic. L-am scos afară, era un soare foarte frumos. I-am pus mâna dreaptă pe ochiul drept și am zis, Lucas, vezi? Zice, nu văd. Am fost terminat. L-am luat în brațe, ne-am îmbrăcat și am plecat la Oradea. Noi până la Oradea mai avem 100 de kilometri, aproximativ. Acolo, la Oradea, vă dați seama, acum cu teste, cu vreo oră și jumate, două, tot ne-a ținut, copilul nu vedea. Până la Oradea, am uitat să vă zic, până la Oradea m-am oprit la frate păstor, și am avut așa, din partea Domnului, să-i fac ungere. Chiar după ce s-a terminat această perioadă, m-a sunat și a zis, m-au întrebat copiii mei, bă, e tare, e bine, să merg prima dată la rugăciune. Alții sună la 1, 2, să meargă cât mai repede să rezolvă problema. M-am dus, l-am luat în brațe, am intrat la fratele respectiv, îi dau numele, ne-a rugat Domnul să-l ia biruință. Am ajuns la Oradea, la spital, după ce am preluat o doctoriță, i-a zis soției mele, dacă tu ești însărcinată, trebuie să naști, va trebui să ia avea medicul pentru care trebuie să nască, l-avea la Cluj. Deci ar fi mai bine să mergi la Cluj. Dacă în caz că naști, să fiți acolo împreună. Ok. Deci vă dăm elicopter, ce vreți? Nu, mergem cu mașina. Am mers cu mașina de la Oradea până la Cluj, vreo 200 de kilometri. Din Oradea și până la Cluj, copilul a dormit. Deci chiar a fost minunea Domnului. N-a plâns nimic. Până acolo a început să mai plângă. A dormit. Chiar la intrare în Cluj am ajuns la spital. Plin de oameni acolo. Vă dați seama, cu probleme. Am sunat noi pe cineva să-i aștepte. Am văzut mâna Domnului. Cel mai important, când e Domnul cu tine. Când am intrat în spital, ne-a preluat cei de acolo. Soția mea, din cauza stresului și problemei care a fost, într-o jumătate de oră a născut. Eu am intrat cu băiețelul și chiar ne-a zis cei de acolo, care intră, mama sau tata? Adic, tata, că soția trebuie să nască. Nu știa că o să se nască chiar atunci, dar îmi trimite mesaj, zice, Luci, am născut. M-am bucurat, dar bucuria a fost așa un pic mai, vă dați seama, că mă gândeam tot timpul la băiețel. La ora 9, în 28 aprilie, a fost joi seara, la ora 9 seara am intrat în operație. A durat vreo 3 ore operația. După ce s-a trezit,
a fost foarte speriat. Vă dați seama, operația la urmă a fost foarte grea. Dar cel mai important e că Domnul a dat biruință. Au trecut de atunci 6 săptămâni, n-a deschis, 5 săptămâni n-a deschis ochiul, ținea tot timpul mâna așa la ochi. Acum, de vreo 4 zile, a început să deschidă ochiul, vede că slăvit să fie Domnul. Ce vreau să vă spun? În timp ce eram în spital, în perioada de Paști, eram acolo de joi până marți am stat, n-am avut voie să ies nici pe hol, pentru că nu mi-am făcut testul, eram doar aparținător. Mi-am adus aminte de cântări, am avut timp acolo să mă gândesc la cuvântul Domnului, să mă rog, că Domnul îți dă timp, dacă nu-ți faci înainte. Pentru că înainte, fratele Lucian Bila era chemat să meargă într-o parte și în alta și mai ducea și nu, mai ducea și da, pentru că împrejurările care le trăim, avem de lucru și trebuie să muncim. Ajungând la spital, cu privirea doar spre tavan și la Domnul, m-am gândit. Și am zis, Doamne, de ce a trebuit să ajung chiar aici? Tot am stat și m-am gândit, tot m-am gândit și am avut timp. Și atunci, Domnul m-a luminat. E bine când trece robii Domnului pe acolo să primească lumină din partea Domnului. Și Ezechia, mi-am amintit de fratele nostru Ezechia, când a zis, Doamne, adu-ți aminte. Și atunci am zis, ce să-și aducă Domnul aminte? De cântările pe care le-am cântat? Da, am cântat. Și atunci m-am gândit așa, ca și familist, acum nu prea sunt aici tineri care probabil îs căsătoriți, ca și tânăr, după ce m-am căsătorit, Domnul ne-a binecuvântat, cum spuneam, cu copiii. Eu, personal, nu am adus, nu știu dacă am adus câteva zile de post pentru fiecare copil. Și acolo mi-am adus aminte și am zis, nu-i bine. Dacă eu, ca și părinte, nu am o zi specială pentru fiecare copil, Domnul ne trece pe aici, ca să ne învățăm minte. Și de acolo, Domnul m-a luminat și am zis așa, cu ajutorul Domnului, am 4 copii, în fiecare săptămână, o zi de post pentru fiecare. Amin? Amin. Aceasta e valabil și pentru dumneavoastră. Că atunci când treci prin suferință, să zici, Doamne, adu-ți aminte. Până atunci, ce să-și aducă Domnul aminte? De cântăm? Asta le cântăm toți. 2. Cu postul. Am zis că să postim, să-i mulțumim Domnului pentru familie. Și m-am mai gândit la un lucru acolo, decât la spital, mai bine la adunare. De când a venit pandemia și la noi stat liniștit, băcile cam goale, nu vin frații, că e pandemie. Dar la piață merg, la magazin merg, acolo nu e pandemie. Și atunci am zis, decât la spital, mai bine la adunare. Și am hotărât așa, când e rugăciune, când e demers undeva, mă duc. Și soția a zis tot în felul ăsta, a zis, Luci, du-te. Pentru că nu știu niciodată cum Domnul lucrează. E mai lungă mărturia cum Domnul a lucrat, dar ce vreau să vă spun? Decât la spital, mai bine la adunare. Amin. Fraților, când aveți rugăciuni, veniți la adunare. Vă spun sincer, când era rugăciuni la noi, avem de lucru. Îmi zicea, mami, tati, soția, mă, du-te, am de lucru. Și atunci când am ajuns la spital, am lăsat tot. Ștampilă, tot ce ai, le lași la ușă. Și intri în spital și nu te mai lasă nimeni să faci ce vrei. Chiar era o asistentă acolo și un pic am zis, dar nu, un pic copilul, nu ești la hotel aici să-mi spui ce să fac. A rămas așa. Și să ne rugăm Domnului și pentru medici, ca Domnul să-i binecuvânteze, să pună mâna lui pe mâna lor. E foarte important să întâlnești, chiar Domnul să binecuvânteze pe doamna doctor, o femeie extraordinară. Chiar ne-a rugat Domnul pentru ea. Domnul să binecuvânteze asistenții, pe toți acei care lucrează acolo. Și încă ceva, fraților, nu știu, aici, nu știu, n-am înțeles sau nu v-ați rugat pentru bolnavi. Obișnuiam să mă duc la timpul de rugăciune. Ne rugăm pentru bolnavi, da, pentru X, pentru Y, așa, și să treacă.
Dar când te trece Domnul pe acolo, te rogi? Și am zis și la frate de la noi să ne rugăm pentru bolnav, dar să ne rugăm. Nu doar de pe buze, cum spunea și fratele, dacă tot am venit aici, să ne rugăm. Pentru că rugăciunea e foarte importantă. Când ajungi în spital, atunci te rogi, dar te zâmbi. Spunea un frate de la noi, bătrânul Piț, dacă l-ați întâlnit, spunea așa, ia postul în rate, ca să nu le uită totodată. Și obișnuia să postez și eu, dar până la 12-1, deja nu mai puteam. În spital, spre mirarea mea, de joi până marți am postit. Nu m-a dorit nimic, uitam să mănânc. Se poate. Dar mai bine să le arate frumos, să fie organizat și Domnul îți dă biruințe. Încă o dată, fraților, aveți copii, aveți 2-3, postiți în fiecare săptămână pentru ei. Că e mai bine înainte decât după. Am făcut așa un... Chiar am zis că Domnul a îngăduit lucrul acesta să mă lumineze și să ne mai oprească din alergarea aceasta, că aveam în gând să mai fac multe și am zis stop, ajunge. E mai bine la adunare, ne rugăm, ne bucurăm, cântăm, lăudăm pe Domnul, că El merită toată lauda și cinstea. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Încă o dată, mulțumesc Domnului că am ajuns la dumneavoastră. E frumos aici, în zonă frumoasă, am văzut și zăpadă, chiar mi-a fost dor să văd zăpadă. Domnul să vă binecuvinteze. Și chiar cântarea pe care a cântat-o sora Janina, puneam de multe ori pe YouTube, că n-avea ce face, vedeam seama. Mă jucam cu copilul pe acolo, într-o cameră de 3x4. Nu știam ce să mai fac. Și încă ceva, când Domnul te trece prin încercare, te și-ți băfire. Și la doi copii care au rămas acasă cu părinții mei, cu bunicii, vă dați seama, au rămas de joi. Unul are 2 ani jumate și celălalt 5 ani. Noi dacă mergeam undeva până în sat sau să cumpărăm ceva, unde-i mami, unde-i tati? Și acum, de joi până marți, nu au întrebat niciodată unde-i mami sau tati. Deci a fost minunea Domnului. Marți, când am venit acasă, era băiatul cel mai mare David la masă cu bunicii și a zis așa, bunica, astăzi vine Luca să acasă. Dar zice bunica, cine ți-a zis? Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu ne binecuvintează. Așa că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, nici de încercări, nici de binecuvântări. Dar până atunci rugați-vă, aveți zi de post pentru fiecare copil, pentru părinți, cum Domnul vă călăuzește, că e mai bine la biserică decât la spital. Domnul să vă binecuvânteze. Ar mai fi mai mult de spus, dar haideți să cântăm în dimineața aceasta din toată inima și o cântare care mi-a plăcut cel mai mult. O cântare stele. Acolo unde nu sunt dureri, nici chin, nici lacrimi, ci sfinte mângâieri. Haideți să cântăm din toată inima și Domnul să vă bară în continuare. Amin? Trebuie așa. Nu sunt dureri, ești chin, ești lacrimi.
Totul este trecător. Așa
Localitatea dumneavoastră, am înțeles că este cea mai lungă localitate din România. Și frații mei au amintit că și eu sunt dintr-o cel mai mare sat al României, din Satul Mare, da? Și suntem aici împreună și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum. Vă duc salutările bisericii noastre din 2 Petru, capitolul 1, versetul 2, care spune: Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și doresc din toată inima să vă fie înmulțite harul și pacea. Un frate mi-a spus că a fost chiar el la biserică la noi, la conferința comunității regionale, și ne bucurăm să fim împreună în casa lui Dumnezeu. Amin. Dorim ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață. Avem nevoie de cuvânt de la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e diferit de cuvântul oamenilor. E diferit de știrile pe care le citim. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să ne ridice, să ne vindece, să ne întărească. Și de aceea dorim din toată inima în această zi Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Dumnezeu ne-a vorbit prin mărturii, prin cântări, ne-a vorbit deja și suntem bucuroși de asta, dar vrem să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne vorbească în continuare. Amin. Un fizician sau matematician, cred că era creștin, Blaise Pascal, el credea în Dumnezeu și obișnuia să-și întrebe prietenii care nu credeau în Dumnezeu câte picioare ar avea un câine dacă ar numi coada lui picior. Și majoritatea ziceau, păi dacă așa am numit coada lui, ar avea 5. Și el le-a spus greșit. Câinele ar avea tot 4 picioare. Chiar dacă voi ați numit cum vreți voi coada câinelui. Și el vrea să le spună prin asta că voi, chiar dacă spuneți că Dumnezeu nu există, El există. Indiferent de ce spun oamenii despre Scriptură, ceea ce Dumnezeu spune este adevărat. Amin. Slăvit să fie Domnul! În această zi am citit un cuvânt din Cartea lui Dumnezeu, din vremea lui Samuel și din vremea chiar a lui Eli, a copiilor lui, și o să ne uităm puțin la cine spuneau oamenii din vremea aceea că este Dumnezeu. Cine era Dumnezeu pentru ei? Și vrem să ne punem întrebarea și noi în această zi, împreună cu ei, cine este Dumnezeu pentru noi? În capitolul pe care l-am citit, cât și în capitolele dinainte, ni se vorbește despre un traseu pe care l-a parcurs chivotul lui Dumnezeu. Și fiecare popor, filistenii, cât și evreii, au dat un răspuns la această întrebare. Cine este Dumnezeu pentru ei sau pentru noi? Ne aducem aminte că chivotul lui Dumnezeu a fost dus de la Silo, acolo era cortul întâlnirii în vremea judecătorilor,
a fost dus apoi în tabăra izraelită de la Ebenezer, acolo a fost o luptă între evrei și filisteni. Și știm că evrei au pierdut acel război și au luat chivotul filistenii. Și l-au dus în cetățile lor, în trei cetăți la rând, după care cunoaștem că Dumnezeu a lăsat urgie peste filisteni și au trimis chivotul din nou la evrei, de data aceasta la o cetate pe nume Bet-Shemesh, și apoi a ajuns la Kiryat Yarim, în pasajul pe care l-am citit astăzi. Și vreau să ne uităm și să parcurgem împreună acest traseu al chivotului și să vedem ce răspuns dădeau popoarele, la cine este Dumnezeu. Acum, frați și surori, noi știm că chivotul era o cutie pe care erau doi heruvimi cu aripile deschise unul înspre celălalt, și această cutie, acest obiect de cult religios, era așezat în Sfânta Sfintelor, în cortul întâlnirii, și apoi era așezat în templu, și de acolo Dumnezeu vorbea cu marele preot sau a vorbit cu Moise. Și vrem să ne uităm și să vedem ce relație, sau dacă vreți, ce atitudine aveau aceste popoare față de chivotul lui Dumnezeu și implicit față de Dumnezeu. Cine era Dumnezeu pentru ei? Și primul răspuns pe care îl găsim în capitolul 4, îl dau evreii. Când se aflau în această luptă cu filistenii, în capitolul 4, versetul 3, am să vă citesc acest verset, spune cuvântul Domnului: poporul evreu s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haideți să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului, ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Au avut loc războiul între ei și evreii au fost bătuți. Și au zis ei: haideți să luăm chivotul. Dacă vom duce chivotul în mijlocul taberei, Dumnezeu ne va ajuta și vom fi izbăviți de filisteni. Îi vom birui. Ce s-a întâmplat? Cu toate că au dus chivotul în tabăra lui Israel, cu toate că a fost acolo, și ne spune cuvântul Domnului că atunci când au intrat cu chivotul, întreaga oștire a evreilor au început cu strigăte de bucurie să strige. Filistenii au întrebat: ce se întâmplă? De ce strigă? Ce s-a întâmplat? Și au zis ei: a venit chivotul, a venit Dumnezeu, ziceau filistenii, a venit Dumnezeu în mijlocul taberei. Ce interesant că filistenii au gândit mai bine decât evreii. Evreii au zis: să ducem chivotul. Filistenii au zis: a venit Dumnezeu în mijlocul taberei și ne este frică că vom fi bătuți. Cu toate acestea, filistenii au bătut pe evrei. Pentru că în vremea aceea, dragii mei, evreii trăiau în păcat. La cortul întâlnirii fiii lui Eli, Hofni și Fineas, aduceau o închinare păgână. Abuzau de jertfele care se aduceau. Ba mai mult, era curvie acolo. Poporul evreu avea idoli în vremea aceea și ei s-au gândit: dacă vom aduce chivotul, îl vom putea manipula pe Dumnezeu. Îl vom putea face pe Dumnezeu să lucreze El pentru noi. El să ne ajute să biruim.
Și acesta este primul răspuns pe care îl dau unii oameni la cine este Dumnezeu pentru ei sau cine este Dumnezeu pentru noi. Pentru unii Dumnezeu este cineva care să lucreze El pentru noi. Să ne împlinească El planurile noastre. Dar Dumnezeu este Dumnezeu. El nu poate fi manipulat de oameni. Există anumite obiecte religioase pe care le folosesc unii oameni, amulete, talismane, prin care să aibă noroc, să fie feriți de rău. Și cred că dacă le vor purta, unii le poartă în mașină, unii le poartă acasă, au diferite iconițe, și cred că prin obiectele acelea, Dumnezeu îi va păzi. Dar ei trăiesc o viață în păcat. Își pun un lănțișor, își pun o brățară, își pun nu știu ce în casa lor, în mașina lor, ca Dumnezeu să-i păzească. Dar ei trăiesc în păcat. Oare Dumnezeu se lasă manipulat de noi? Mi-aduc aminte de un coleg de-al meu de liceu cu care m-am întâlnit în vremea facultății și îmi spunea el că postește postea de dulce, era din confesiunea ortodoxă și am apreciat. Am zis, ok, foarte bine, frumos, faci ceva. Bravo! Dar după aceea îmi spune că el trăiește în curvie. Și am încercat să-i spun cât mai prietenește, zic, colegul meu, prietenul meu, postul pe care îl faci este degeaba dacă tu trăiești în păcat. Nu poți să-L manipulezi pe Dumnezeu prin postul tău. Mi-aducem aminte de Isaia 58, unde ne vorbește Dumnezeu despre post. Și le vorbea evreilor din vremea aceea. Și evreii vroiau de la Dumnezeu ca Dumnezeu să îi călăuzească și să le vorbească Dumnezeu. Și spunea Dumnezeu, le răspundea Dumnezeu, voi postiți, dar în același timp vă certați, vă ciorovăiți. Urâți, aveți probleme între voi și ați vrea ca glasul vostru să ajungă sus la cer. Nu se poate așa ceva. Dacă vreți să postiți cu adevărat, trebuie să aveți relații bune unii cu alții, să dezlegați lanțurile robiei. Altfel nu putem noi, sau este greșit să gândim că noi putem să îl folosim pe Dumnezeu pentru scopurile noastre. Dumnezeu este Dumnezeu, iar noi suntem creatura Lui. Amin. Noi suntem slujitorii Lui. El este Dumnezeu. Nu va deveni niciodată Dumnezeu slujitorul nostru. Uneori cădem și noi, dragii mei, într-o credință a superstiției. Evreii din vremea aceea mai aveau doar superstiție, nu mai aveau credință, nu mai aveau relație cu Dumnezeu. Ei aveau un obiect, aveau chivotul și ziceau, dacă chivotul este în tabără, vom birui. Uneori cădem și noi într-o credință a superstiției și încercăm să obținem doar binecuvântările lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte o experiență personală în care Dumnezeu m-a smerit și mi-a descoperit că eu căutam de la El doar binecuvântarea. Eram la
rugăciune undeva și în urmă cu mai mulți ani am slujit în Dobrogea un an și vreau să știu dacă să mă mai merg încă un an. Și mă rugam Domnului și doream ca Dumnezeu să mă călăuzească. Dar Dumnezeu mi-a vorbit ceva care, cum se spune, mi-a tras preșul de sub picioare. Și mi-a zis Dumnezeu, tu vrei să faci afaceri cu mine. Tu spui, dacă te vei duce acolo, voi fi binecuvântat. Dacă mă voi duce acolo, voi fi binecuvântat. Și spunea Dumnezeu mai departe, nu mai căuta binecuvântarea lui Dumnezeu, caută prezența mea. Și Dumnezeu m-a smerit, pentru că nici eu însumi nu mi-am dat seama de intenția mea greșită. Eu căutam călăuzirea lui Dumnezeu într-un mod egoist, într-un mod doar de a-mi asigura binecuvântarea, dar nu de a mă asigura că acolo este Dumnezeu. De aceea, dragii mei, am dori fiecare dintre noi să fim oamenii care să nu încercăm noi să folosim pe Dumnezeu pentru scopurile noastre, pentru că Dumnezeu este Domn, iar noi suntem slujitorii Săi. Spunea un om, un pastor, spunea, dacă aș face o donație mai generoasă, era un om de afaceri, crezi că m-ar ajuta în câștigarea vieții veșnice? Și omul acesta a întrebat sincer. El a întrebat sincer. Sigur, nu mi se pare o întrebare greșită din start. Dar pastorul i-a răspuns, cum crezi că poți să câștigi sau să cumperi ceva veșnic cu o sumă limitată. Oricât de mult am dat noi lui Dumnezeu, cel mai mare bogătaș, să-și dea toată averia, nu poate să câștige viața veșnică, care este veșnică și pe care o putem câștiga doar prin credința în Domnul Iisus Hristos. El a câștigat-o pentru noi. Slăvit să fie numele Său. Dragii mei, am vrea să fim mereu atenți de aceea și să ne cercetăm viața noastră. Cine este Dumnezeu pentru noi? Este Dumnezeu pentru noi o persoană sau o putere sau cineva pe care am vrea să-L folosim pentru scopurile noastre? Sau este cu adevărat Dumnezeul Cerului și al Pământului și Creatorul nostru? Vrem aceasta să fie răspunsul nostru, că El este Dumnezeu și este Stăpân peste viața noastră. Uneori am vrea să ne întâlnim cu Dumnezeu doar la începutul vieții noastre, și apoi să ne lase să ne vedem de viața noastră și să ne întâlnim cu El la finalul vieții noastre. Însă Dumnezeu vrea să trăiască cu noi în fiecare zi. Un copil întreba pe un profesor, de ce Dumnezeu nu le-a dat evreilor, când mergeau prin pustie, o cantitate mai mare de mană, să nu trebuiască să strângă în fiecare zi? Și profesorul i-a spus, am să-ți răspund printr-o întâmplare. Un împărat avea un copil și dădea copilului acestuia o sumă de bani care să-i ajungă un an întreg pentru toate cheltuielile pe care le avea. Însă de la o vreme, împăratul acesta a ajuns să se întâlnească cu copilul lui o dată pe an doar. Când credeți? Când primea banii. Și atunci s-a hotărât acest împărat să-i dea în fiecare zi doar câți bani are nevoie pentru ziua aceasta. Și copilul acela, cu împăratul, cu tata, se întâlnea în fiecare zi. Și câtă nevoie avea copilul, băiatul, de sfaturile
Tatălui Său, a Împăratului, de înțelepciunea Lui, de dragostea Lui. Și în felul acesta se întâlneau în fiecare zi și aveau părtășie. Dragii mei, și noi avem nevoie de Dumnezeu în fiecare zi. Amin. Avem nevoie de înțelepciunea Lui. Avem nevoie de părtășie cu El în fiecare zi. Să nu încercăm să avem o astfel de atitudine ca Dumnezeu să ne folosească nouă, să ne întâlnim cu El la începutul vieții și apoi doar la finalul vieții. Și să avem dragoste de Dumnezeu, cum spunea fratele Alin, să slujim pe Dumnezeu nu doar din teamă, ci să Îl iubim pe Dumnezeu. Să ne placă să trăim cu Dumnezeu în fiecare zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Un al doilea răspuns la această întrebare. Cine este Dumnezeu pentru tine sau pentru voi? Îl dau filistenilor. Și urmărim acest traseu al chivotului și vedem că a fost luat chivotul de la evrei și a fost dus la filisteni. A fost așezat, ne spune cuvântul Domnului în capitolul 5, versetul 2, chivotul în casa lui Dagon, a unui alt zeu, sau a unui zeu, mai bine zis, al filistenilor, și spune, l-au așezat chivotul lângă Dagon. Răspunsul pe care ei îl dau despre Dumnezeu, ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu între alți Dumnezei. Un Dumnezeu lângă alți Dumnezei. Aceasta spun filistenii. Însă Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și ne ducem aminte ce s-a întâmplat ziua următoare. Dagon a fost găsit cu fața la pământ, închinându-se înaintea chivotului. Pentru că există un singur Dumnezeu adevărat. Nu există alți Dumnezei. Filistenii au crezut că s-a întâmplat ceva, poate cineva l-a pus. Au pus din nou pe Dagon la locul lui, dar ziua următoare, de data aceasta, cu brațele rupte, cu capul rupt, l-au găsit pe zeul acesta pus înaintea chivotului. Pentru că Dumnezeu este unul singur, un singur Dumnezeu adevărat. Nu putem să-L punem pe Dumnezeu lângă alți Dumnezei. Cum au încercat oamenii aceștia. Și aflăm din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a pedepsit cetatea lor. L-au dus într-o altă cetate. Dumnezeu a pedepsit și acea cetate. Și abia la a treia cetate și-au dat seama că Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul Iahve, este un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu puternic, care El este stăpân. Și s-au hotărât să îl trimită de acolo înapoi la evrei. Dragii mei, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Orice necinstire a lui Dumnezeu este pedepsită, ne spune cuvântul Său. Vreau să vă citesc aceste versete cunoscute din Romani, capitolul 1, versetul 18 și 19, care ne vorbesc despre aceasta. Și așa ne spune cuvântul Domnului. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dacă noi îndrăznim să-L punem pe Dumnezeul cel mare și adevărat alături de alți Dumnezei ai noștri, ai vremurilor noastre, Dumnezeu este Cel care nu se va lăsa batjocorit. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat. În fața lui era Fiul lui Dumnezeu, era Iisus Hristos.
și împlinea legea. Era un om moral, tânărul acesta. Dar avea încă un Dumnezeu. Și zeul lui și Dumnezeul lui erau banii. Și Iisus Hristos i-a zis, dacă vrei cu adevărat să mă urmezi, dacă vrei cu adevărat să te închini lui Dumnezeu, trebuie să renunți la acel zeu al banilor. Nu poți să-l pui alături de mine. Aceasta este o necinstire a lui Dumnezeu. Și tânărul acela n-a fost gata să își lase Dumnezeul lui. A vrut să-l aibă și pe Dumnezeu, să aibă și banii. Și există atâția zei și în vremea noastră, atâția Dumnezei și în vremea noastră. Chiar dacă n-au forme ca în vremea aceea, nu sunt statui. Unii își fac idol din familia lor, din afacerea lor, din banii lor, din mândria lor, din planurile lor. Și vor să-i slujească și lui Dumnezeu, dar vor să slujească și lor înșiși. Și dacă le spui ceva din Scriptură, ei spun, da, dar și eu am o părere. Eu cred asta. Bine, dar uite ce spune Scriptura. Cum poți să pui alături de Scriptură planul tău? Cum poți să pui alături de Scriptură gândirea ta? Tu ar trebui să te supui lui Dumnezeu. Nu poți să-L pui pe Dumnezeu alături de alți Dumnezei. Pentru că este un singur Dumnezeu adevărat. Și dacă îl vei necinsti pe Dumnezeu, punându-L alături de alți Dumnezei, vei suporta mânia lui Dumnezeu. Și poate uneori te vei întreba ce se întâmplă cu afacerea mea, sau ce se întâmplă cu familia mea, ce se întâmplă cu mine. Întreabă-te! Oare nu cumva l-ai necinstit pe Dumnezeu, punându-te pe tine alături de Dumnezeu? Domnul să ne păzească de aceasta. Amin. Se spune despre Napoleon, acest împărat al Franței, că a fost întrebat de partea cui este Dumnezeu? Sau este de partea ta Dumnezeu? Și el a zis, atunci era în câștiga război după război și era plin de mândrie și a zis el că Dumnezeu este de partea celui care are armata cea mai puternică. După puțină vreme a fost învins la bătălia de la Waterloo și a fost expulzat pe o insulă, pe insula Sfânta Elena și de data aceasta a zis altceva. Și a zis el, omul propune, dar Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu dispune. Pentru că nu putem să îl necinstim pe Dumnezeu, ci în mândria noastră să ne punem alături de El. Doar Dumnezeu este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Său. Amin. Un al treilea răspuns la această întrebare, cine este Dumnezeu pentru tine, cine este Dumnezeu pentru noi, îl dau evreii din Bet Shemesh. Chivotul lui Dumnezeu a fost trimis de către filisteni într-un car la locuitorii din Bet Shemesh. Și foarte interesant, au pus în jug două vite care aveau viței și au zis ei, dacă se vor duce aceste vaci cu carul înspre cetatea evreilor, măcar că viței lor rămăseseră în cetatea filistenilor și nu e normal ca instinctul matern te face să te duci la vițel sau în dreptul oamenilor la copil. Dacă se vor duce spre cetatea evreilor, înseamnă că Dumnezeu ne-a pedepsit. Și așa s-a întâmplat. Au plecat
carul acesta înspre cetatea evreilor și a ajuns la cetatea Bet-Shemesh. S-au bucurat foarte mult evrei când au văzut carul cu chivotul, au adus jertfe lui Dumnezeu și a fost o zi de bucurie. Dar bucuria nu a ținut foarte mult. Pentru că evreii aceștia, măcar că chivotul a fost dat de leviți jos din car, au făcut un lucru neîngăduit. Au deschis chivotul, au deschis cutia aceea, să vadă ce este înăuntru. Și Dumnezeu i-a pedepsit. Ne spune în capitolul 6, versetul 19. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Shemesh când s-a uitat în chivotul Domnului. A lovit. Și aici sunt două numere. Unul este pus în paranteză. Ne spune 50.000 și după aceea 70 de oameni din popor. Poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu mare urgie. Răspunsul pe care îl dau ei este că Dumnezeu este un Dumnezeu cu care să îți permiți. Un Dumnezeu cu care poți să faci ce vrei tu, să te închini lui Dumnezeu, dar să faci și ce vrei tu. Ei au realizat abia apoi că Dumnezeu este sfânt și au zis ei, cine poate să stea în fața acestui Dumnezeu sfânt? Dragii mei, cred că aceasta este una dintre pericolele care ne pândește cel mai mult pe noi, pocăiții, creștinii, care venim la biserică. Ne obișnuim cu Dumnezeu, ne obișnuim cu închinarea, ne obișnuim cu rugăciunea, ne obișnuim cu Scriptura, ne obișnuim cu tot ce se întâmplă aici și începem să ne permitem. Începem să zicem, se poate și cu un pic de minciună și venim la biserică și cântăm, predicăm, ne rugăm, dar zicem, se poate și un pic de minciună, că nu se întâmplă nimic. Se poate și un pic de bârfă, că nu se întâmplă nimic. Se poate și un pic de invidie, că nu se întâmplă nimic. Se poate și un pic de ură în inima noastră, că nu se întâmplă nimic. Și uităm că cel cu care avem de-a face nu este un om, ci este un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu sfânt. Anania și Safira au crezut la fel. Că pot să mintă, pot să dea și o donație la biserică, dar pot să și mintă, pot să aibă și o imagine bună, dar pot să-și permită și o minciună. Și Dumnezeu, care este sfânt, în dreptul lor a hotărât atunci să îi omoare. În dreptul nostru, pentru că Dumnezeu este bun și bunătatea Lui, care ar trebui să ne îndemne la pocăință, ne lasă uneori să ne întoarcem la El, dar ne permite și nu ne pedepsește imediat poate minciuna noastră, poate mândria noastră. Credem că ne putem permite cu El. Credem că este un Dumnezeu cu care putem să ne permitem. Însă aduceți-vă aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos. Zicea El în predica de pe munte, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește cuvintele Tatălui meu, cuvintele mele. Și spunea Domnul Iisus Hristos mai departe, în ziua aceea vor veni unii și vor spune, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos draci în numele Tău? N-am făcut minuni în numele Tău? Și spune cuvântul Domnului, că El le va spune
Adevărat vă spun că nu v-am cunoscut niciodată. Plecați de la mine toți cei care săvârșiți fără de legea. Pentru că oamenii aceștia și-au permis să trăiască și în biserică, dar să trăiască și în fără de lege. De aceea, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să fim oameni care știm că Dumnezeul Creator este un Dumnezeu Sfânt. Amin. Este un Dumnezeu despre care îngerii cântă continuu. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Amin. Și vrem de aceea și noi să trăim în sfințenie. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Un al patrulea răspuns este din pasajul pe care l-am citit astăzi. Și răspunsul acesta îl dau evrei din Kiriat Iarim. Ei au înțeles că Dumnezeu este Sfânt, au sfințit de aceea pe un băiat, pe Eleazar, din casa lui Abinadab. Au înțeles că acolo, în casa aceea unde vor pune chivotul, trebuie să fie sfințenie. Pentru că în casa unde este Dumnezeu și în inima unde este Dumnezeu și în viața noastră unde este Dumnezeu, trebuie să fie sfințenie. Și oamenii aceștia au înțeles lucrul acesta. Au adus chivotul Domnului acolo. Dar ce interesant spune că au trecut 20 de ani. Au adus chivotul lui Dumnezeu și au trecut 20 de ani. Și abia apoi și-au adus aminte de Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Mă gândesc, frați și surori, oare când vor începe și bisericile noastre să plângă după Dumnezeu? Când vom începe și noi să plângem cu adevărat după prezența lui Dumnezeu în biserici și în viața noastră? Când va începe poporul român să plângă după Dumnezeu și să spună, Doamne, nu te depărta de noi! Este așa mare nevoie în vremea aceasta să insistăm, să ne rugăm, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm înaintea lui și să spunem, Doamne, vrem să revin bisericile noastre! Vrem să conduci bisericile noastre! Vrem să conduci viețile noastre! Vrem să conduci familiile noastre. O, Domnul să ne ajute să plângem după El. Să avem acel dor intens după Domnul. Însă Samuel n-a fost mulțumit doar cu atâta. N-a fost mulțumit doar că a văzut pe acești evrei că plângeau. A zis, nu este suficient că aveți o simțire, o emoție. E nevoie de mai mult decât atât. E nevoie să vă pocăiți. Amen. E nevoie să scoateți afară toți idolii, toate astarteele, toate păcatele din viața voastră. Îl vreți pe Domnul în viața voastră? Îl vreți pe Domnul în Israel? Vă este dor de El? Bine! Dar trebuie să vă pocăiți. Trebuie să scoateți afară păcatul. Și ne spune cuvântul Domnului că evrei au făcut lucrul acesta. Dar așa de frumos spune Samuel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru tot Dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Amin. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Este nevoie, dragii mei, să ne predăm inima în întregime lui Dumnezeu. Sunt oameni care se întreabă, oare de ce n-am biruință împotriva păcatului? De ce poate minciuna, poate bârfa, de ce n-am biruință? Răspunsul, dragii mei, este de multe ori pentru că nu i-am dat toată inima lui Dumnezeu. Încă am mai lăsat câte o ușă deschisă diavolului, câte o punte deschisă în care să vină spre noi și să ne biruiască. Dumnezeu ne cheamă să-i dăm viața în întregime. Să nu mai lăsăm nimic pentru noi.
totul să fie ai lui Dumnezeu. O, Domnul să ne ajute la aceasta. Și vedem că evreii aceștia au scos toți idolii, toate astartele, și au dat un răspuns la întrebarea aceasta. Cine este Dumnezeu pentru voi? N-au mai zis că El este un Dumnezeu de care să ne folosim. N-au zis că este un Dumnezeu lângă alți Dumnezei. N-au zis că este un Dumnezeu cu care să ne permitem orice. Și de data aceasta au zis, Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Și față de El trebuie să ne pocăim. Și trebuie să avem o viață sfântă. Și vrem și noi, dragii mei, în ziua de astăzi, să dăm răspunsul acesta. Dumnezeu pentru noi, vrem să fie Dumnezeul adevărat, Creatorul, Dumnezeu cel Sfânt, care ne cere o viață sfântă. Și vrea să ne mântuiască. Vrea să ne ajute să mergem, să intrăm în împărăția Lui. Nu vrem să fim din aceia care spunem doar Doamne, Doamne. Și nu vrem să ajungem în ziua aceea să spunem Doamne, dar n-am predicat, n-am cântat, n-am făcut minuni. Și vrem în ziua aceea să ne spună Dumnezeu, bine ai venit acasă, rob bun și credincios, că ai ascultat cuvântul meu. Și vrem pe fiecare dintre noi, Iisus, să ne prezinte înaintea Tatălui. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Să mă iei.
prins de păcat în lume, dar s-a îndurat Hristos și căciune ne-a scos. Să fie vasul necolo și m-a trăit în cuptor să ne opresc la duiogor. Să fie vasul slujitor cu toată biserica. Dumnezeul meu cel iubit și frământă mea cum vrei, numai la ce să mă iei, numai la ce să mă iei. Văd din mine ființa tare, mai grea să fii, Dumnezeul meu cel iubit și frământă mea. Care spune, cântați cu toți, vă bucurați puțin, a mai rămas. Domnul să vă binecuvinteze, vă așteptăm pe toți în vihor. Amin. Deci la prima lui Iisus.
Body.